Față de anii precedenți, accesul dinspre municipiul Hunedoara către comuna Cerbăl din Ținutul Pădurenilor este unul mult mai facil. Practic, există doar două porțiuni în care drumul nu se prezintă în cele mai bune condiții, dar administrația publică locală din Cerbăl a depus un proiect care se află în stadiul de licitație. Banii pentru investiție sunt alocați și se așteaptă doar finalizarea licitației pentru a se începe lucrările. Drumul județean 687J, care leagă Hunedoara de Cerbăl, se află într-o situație destul de bună, exceptând câteva porțiuni, și aceste porțiuni se află în intravilanul satului Cerbăl și satului Socet. Dar în acest an am făcut demersurile la Consiliul Județean, aceste porțiuni de drum le-am trecut în administrarea Consiliului Local al Comunei, și am făcut noi un proiect și suntem în fază de licitație. Banii necesari asfaltării acestor porțiuni de drum îi avem și urmează ca în perioada cea mai scurtă, după finalizarea licitației, să demarăm lucrările propriu-zise de asfaltare a acestor porțiuni de drum. Fiind vorba despre nici 2 km de drum care trebuie asfaltați, primarul din Cerbăl, Mircea Costa, crede că investiția va fi finalizată în primăvara anului viitor. În rest, drumul județean este într-o stare destul de bună, pentru că s-au făcut investiții consistente în acest drum. Aceste porțiuni, e vorba de două porțiuni totalizate, însumează 1,8 km. Și părerea mea e că în primăvara anului viitor lucrările vor fi finalizate. Cu o populație de ceva mai mult de 400 de suflete, comuna Cerbăl, care are în componență 8 sate, este a 5-a în topul celor mai mici așezări din județul Hunedoara ca număr de locuitori. Cele 8 sate componente ale comunei, respectiv Cerbăl, Arănieș, Feregi, Merișorul de Munte, Poiana Răchițelii, Poienița Tomii, Socet și Ulm, se întind pe o suprafață apreciabilă de aproape 130 de km pătrați.